Februarie 1979, doctorul Ionel Cană a înființat împreună cu un grup de muncitori de la șantierul naval de la Drobeta Turnu Severin un sindicat liber. Scopul era acela de a apăra cu adevărat interesele muncitorilor. Platforma sindicatului nostru era o platformă socială. Îndemnam pe oameni, în primul rând, să muncească. Ceream, însă, cu insistență, crearea de condiții. Securitatea a reacționat imediat. S-a aplicat un statut de deținut politic, cu pușcărie, cu regim celular. Din început am fost încadrat la moarte. Am văzut moartea cu ochii în mâinile ofițerilor de securitate și miliție. Memorialul durerii, o istorie care nu se învață la școală. Un film de Lucia Hosu Longin. Un adevărat dansk românesc. Sâmbătă de la ora 16 la TVR2.